Bună dimineața, stimate domnule vicepreședinte al Senatului și președinte de ședință, stimați colegi, vă aduc la cunoștință că prezint această declarație politică din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, pe care îl reprezint în Senat și al cărui vicepreședinte sunt, împreună cu domnul senator Mihai Laurențiu, constituim o grupare umanist-liberală, deși nu este grup parlamentar, și declarația mea politică se numește rezumat privind Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal. Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal este un partid nou, înființat în august 2015. Scopul politic al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal este alinierea salariilor și pensiilor cetățenilor români la mediile europene în următorii 10 ani, prin creșterea accelerată a salariilor și pensiilor. Pentru promovarea și susținerea acestui scop politic, generos și patriotic, este necesară participarea la guvernare prin intrarea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal în Parlament. România are nevoie urgentă de relansare economică cu ritmuri anuale de creștere economică peste media Uniunii Europene. Asta presupune un program național de investiții și adaptări ale funcționării statului român potrivit globalizării și integrării europene. Arătăm și demonstrăm că există soluții și resurse pentru creșterea accelerată a salariilor și pensiilor bazat pe creșterea veniturilor la bugetul de stat. Veniturile la bugetul național vor crește semnificativ dacă se vor aplica propunerile noastre prezentate mai jos. Statul român are obligații constituționale de a asigura cetățenilor români, cităm, un nivel de trai decent și măsuri de protecție socială potrivit articolului 47 din Constituția României. Guvernul și miniștrii trebuie să-și respecte jurământul depus pentru a asigura prosperitate poporului român, articolul 82 din Constituția României. Principalele direcții de acțiune propuse pentru relansarea economică, creșterea veniturilor și pe această bază creșterea accelerată a salariilor și pensiilor, le prezentăm. Viziunea și programul politic al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal se bazează pe economia de piață și susținerea dezvoltării clasei de mijloc și a capitalului românesc. Umanismul este calea de echilibru între individualismul exagerat din capitalism și respectiv egalitarismul absolutist din comunism. Umaniștii promovează soluții de dezvoltare economică liberală și programe de protecție socială. Promovarea soluțiilor creative, inovative și inteligente, precum și a tehnologiilor moderne de valorificare a energiilor regenerabile, pot duce la o creștere accelerată a produsului intern brut al României. Noi promovăm și susținem oamenii pe baza criteriilor de meritocrație și tehnocrație. Cetățenii români, cinstiți, competenți și patrioți, pot promova în funcții publice de demnitate alese sau numite, prin implicarea lor politică și participarea la alegeri pe listele Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal. Biroul Executiv Permanent, 28 ianuarie 2016. Am încheiat declarația politică. Domnule vicepreședinte Nistor, vreau să vă rog frumos împreună cu secretariatul tehnic ca ceea ce prezint în tabelul anexă și anume direcțiile de acțiune pentru relansare economică și creșterea veniturilor la bugetul statului cu scopul creșterii accelerate a salariilor și pensiilor, fiind un tabel tehnic și laborios, să facă parte integrantă din prezenta declarație politică. Este posibil? Este posibil, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate.